Eu cred că tradiția trebuie păstrată și trebuie arătate lucrurile frumoase. Și aici, în Banat, cu influențele baroce și de pe vremea aia, meșterii nu mai sunt de mult. Și casele au fost foarte frumos decorate. Și e păcat că e patrimoniu regiunii, național de fapt. Și cred că trebuie păstrat. Ieri am șmirgheluit poarta de pildă și ușa, apoi le-am vopsit. Acolo au mai rămas niște rulouri, să zic așa, care astăzi le vom pune la loc. Acum tencuim un pic, urmează să vopsim și efectiv noi vom lucra doar fațadele. S-a început ieri de sus și astăzi continuăm. Mi-a plăcut proiectul, trebuie să recunosc. Deci asta e primul rând. Și mi-a plăcut prima dată. A fost frumos. Ne-am simțit bine și ne-a făcut să ne simțim bine după ce am terminat. Și ce am văzut că am realizat noi în 3 zile. Și sperăm ca și aici să fie ceva și să dăm un impuls oamenilor, localnicilor. Aici puteți să-l amestecați cu mixerul, pentru că e un pic prea lichid deasupra și voi luați din ăla lichid. Trebuie un pic mai gros, de desubt e gros, ia uite-l. Bine? Ia încearcă acum, Sara. Ia încearcă de aici. A? A? E mai gros, așa-i? Anul trecut am făcut prima ediție. Ideea ne-a venit atunci când am început cu o singură casă, am văzut ce frumos iese și ne-am gândit, hai să facem ceva mai mult, hai să facem împreună cu mai mulți voluntari și să producem o schimbare în comunitate, o schimbare adevărată, puternică și să transmitem un mesaj prin acțiunea noastră. Ieri ne-am trezit că suntem aleși și am zis, Doamne, am zis că au căzut cerul pe mine, zic, Doamne, coborâm măicuța Domnului pe pământ, zic, și pentru noi. Au refăcut, deci au reparat, reparație au făcut, acum au vopsit poarta, vă dați seama ce e ăsta, lucru care îl făceam, când ajungeam eu să-l fac așa ceva, dar, eu sunt mulțumită. Fac un lucru foarte bun, vă dați seama, și reparație să facă și să-ți vopsească fațada și culori, ne-au, asta, deci... Văd că întreține și culorile care îs poarta aceeași culoare, văd că, na, deci, ce să vă spun, nu mă așteptam. Fiecare dintre noi vrea să facă o faptă bună, acolo undeva în suflet, și cei mai mulți au fie bunici la sat, fie au o conexiune cu zona rurală, fie cumva, cred că se poate face ceva pentru arhitectura din Banat. Și atunci când noi le spunem care este povestea satului, și când le spunem care este povestea proiectului și de ce facem asta, pentru că efectiv vrem să salvăm satul Bănățean și fațadele lui, uite că se adună și vin, și nu sunt puțini, și vin din toate colțurile țării. Trebuie să spun că avem și din Constanța, din București, din Sibiu, oameni care au venit special acum la Racovița pentru acest proiect.